Bună ziua, stimați colegi! Bine ați venit la ședința săptămânală. Câteva mesaje importante și pentru opinia publică. În primul rând, vreau să mulțumesc celor care au condus negocierile cu partenerii noștri internaționali, în primul rând vicepremierului Daniel Chițoiu, ministrului bugetului, fiecare dintre dumneavoastră care ați avut negocieri, pentru că finalul acestor negocieri este un lucru bun. Este un lucru necesar și un lucru bun. 2014, în bugetul pe 2014, vom prevedea măsuri care vor fi în folosul marii majorități a populației României. Vom continua și acest lucru este garantat de către partenerii noștri internaționali. Am văzut de altfel și mulțumesc foarte mult pentru solidaritate și profesionalism și poziția Băncii Naționale a României. Se garantează continuarea creșterii economice, se garantează măsuri de absorție a fondurilor europene, de declanșarea unor proiecte de investiții și alocarea unor sume importante pentru investiții și mai ales vom continua să facem dreptate celor care au suferit în urma dezastrului economic și social din 2010-2011, evident că autorii dezastrului, ai genocidului împotriva românilor, sunt cei care și astăzi ne dau sfaturi. Da, să ne ascultăm. Să ne uităm la faptul că de indexarea pensiilor cu o rată dublă față de inflație, inflația este undeva spre 2%, indexarea aproape 4%, vor beneficia peste 5 milioane de pensionari, adică cei care au avut cel mai mult de suferit în urma genocidului economico-social din 2010-2011. La salarii vom putea interveni extrem de dețintit exact acolo unde este nevoia cea mai mare. Evident, creșteri de salarii ar fi bune peste tot, dar putem să le facem anul viitor la medicii rezidenți. Am văzut o poveste cu 3% sau 4%, nici vorbă de așa ceva. Va fi o creștere substanțială și în mod sigur e un mesaj, nu că vom rezolva problemele rezidenților, e un mesaj că ne interesează această categorie profesională extrem de importantă și că facem ceea ce putem atât pentru ei cât și pentru profesorii debutanți din învățământul preuniversitar și universitar. Pentru ceilalți, anul acesta am plătit 1 miliard de lei hotărâri judecătorești și foarte corect au câștigat procesele împotriva guvernului Boc. Anul viitor vom plăti aproape 2 miliarde de lei. Deci le plătim drepturile pe care le-au tăiat guvernul Boc și cu Traian Băsescu și în mod sigur pe partea de investiții în educație prin eforturile comune ale Ministerului Dezvoltării, ale Ministerului Educației și ale celorlalte ministere care au disponibilizat și sume din fonduri europene, putem finaliza partea de infrastructură. Salariul minim va crește pentru cei care au, într-adevăr, cele mai mici venituri, 850 de lei de la 1 ianuarie și 900 de lei de la 1 iulie. Cota unică se menține, am văzut, e o solicitare, domnul Chițoiu va da în mod sigur detalii, e o solicitare permanentă nu doar a celor de la femei, ci și a unora dintre politicienii români, l-am văzut și pe președinte astăzi, să impozităm PFA-urile, să impozităm drepturile de autor, să impozităm familiile pentru sănătate. Asta e gândirea lor, nu știu dacă e bună sau rea, dar noi n-am fost de acord cu ea. Și faptul că președintele e de acord, dovedește până la urmă cui vrea rău în perioada următoare. Dar nu am acceptat acest lucru. TVA-ul rămâne redus la pâine și, în mod sigur, încercăm anul viitor și alte categorii. Eu promovez reducerea TVA-ului pentru produsele bio, dar mai sunt și alte produse unde putem să ne gândim la acest lucru. Proiectele mari de infrastructură, Comarnic-Brașov, putem să-l declanșăm.
autostrada Borș-Suplacul de Barcău, oprită de Boc și de... Că el nu știu de ce, o fi din Cluj, dar el nu vrea să aibă autostradă. Da? O să o facem noi. Investițiile în toate proiectele locale, de mediu, de infrastructură, vor crește în mod substanțial. Și vreau să lămuresc acest lucru, faptul că am cuprins în memorandum intenția foarte clară de a reduce contribuțiile de asigurări sociale cu o valoare semnificativă de 5% de la 1 iulie, este un angajament politic pe care îl vom îndeplini, așa cum le-am îndeplinit pe rând pe toate. Și când am spus că dăm înapoi pensiile la militari, și când am spus că reducem TVA-ul la pâine, și când am spus, sigur că nu e ușor, dar tot ce am promis până acum, am făcut și vom face și reducerea CSE-urilor, pentru că este o măsură bună, corectă pentru economie și e un angajament politic foarte clar. Cu deficitul, e mic deficitul pentru că așa s-a angajat președintele României fără să întrebe pe nimeni, în 2011, noi să fim campionii europeni ai reducerii de deficit, alte țări n-au aceste reduceri, noi suntem cei mai buni. Fonduri europene avem mai puține în 2014-2020 pentru că așa a negociat președintele țării, fără niciun mandat. Spun aceste lucruri pentru că am văzut o decizie de astăzi a Curții Constituționale. Problema nu e cine merge la Consiliu, că merge președintele, merge primul ministru sau... Problema este dacă acolo te bați pentru România sau dacă acolo vinzi România ca să-ți păstrezi tu niște prietenii personale în caz de nevoie. Ori eu cred că președintele a vândut interesele României și când a negociat deficitul și când a negociat fondurile europene. Despre agenda digitală bănesc că n-a deschis gura la Consiliul European, că nu știa. O să vă rog, domnul ministru Nica, totuși noi să trimitem documentele și să ne batem pentru interesele industriei IT din România. Va fi o discuție în decembrie despre industria de apărare. Președintele nu va spune nimic, că nu știe sau nu-l interesează, dar vă rog să vă pregătiți, domnul ministru Gerea și cu domnul ministru Dușa, să ne gândim la cum facem în următorii ani cu industria noastră de apărare. În rest, două mesaje pe care aș vrea să le dau. Eu sunt optimist cu bugetul pe 2014 și pentru că în sfârșit am primit o veste bună de la ANAF. În octombrie nu doar că s-a realizat planul de încasări, ci chiar a crescut. Direcția antifraudă va fi funcțională de la 15 noiembrie și sper ca reforma dureroasă pe care am făcut-o să aducă și beneficii. La fel cu fondurile europene, o să vă rog, domnul Teodorovici, să explicați încă o dată și încă o dată și toți miniștrii celor care au tăcut un an jumate și au prins iarăși curaj, să le spuneți cum plătim 1 miliard de euro pentru faptul că ei au fost incompetenți și hoți în 2009, 2010, 2011. La fel, domnul Constantin, problemele de la APDRP sunt 2009-2010, da? Achizițiile vizează, o să explic la conferința de presă, analiza vizează achizițiile efectuate în perioada 2009-2010. De neregulile constatate de autoritatea de audit, exact. Da? Bun, să le spunem când mai deschis gura cât plătim după hoțiile și prostia lor. În rest, mă bucur pentru succesul cu RomGaz și săptămâna viitoare este și listarea la Londra, da? Și vreau să vă rog astăzi să puneți pe site hotărârea cu hidroelectrica. Cu electrica mergem mai departe pentru că investitorii au încredere în România, nu citesc o parte din presa română. Și au încredere și vor să cumpere acțiuni românești. Ultimul lucru, o să vă rog, domnul vicepremier, Dragnea, domnul ministru de interne, toți cei care aveți atribuții, a ținut vremea cu noi până acum, să ne pregătim pentru iarnă, da? Și să avem din nou toate comandamentele puse la punct, în așa fel încât să nu avem niciun fel de problemă nici anul acesta. Ultimul lucru, vreau să anunț și presa și pe dumneavoastră, săptămâna viitoare ședința de guvern va fi joi pe 14, deoarece pe 13 vreau să finalizăm în ședințe informale cu fiecare ministru în parte cele două proiecte esențiale, și anume bugetul,
să-l trimitem la Parlament pe 14 și descentralizarea pe care de asemenea să o trimitem la Parlament pe 14. Deci miercuri, ziua obișnuită, să fiți toți cei care aveți de discutat despre buget și despre descentralizare aici ca să rezolvăm lucrurile pe fiecare domeniu în parte și joi în ședința de guvern adoptăm proiectul de buget pe 2014 și proiectul legii descentralizării pe care ne angajăm răspunderea și le trimitem la Parlament. Mulțumesc celor de la presă, la final vă comunicăm restul deciziilor.